Hei, bună, dragilor! Bine v-am regăsit! Da, mi-am pus echipament de protecție, dar nu ca să urc pe motor și să plec haifui în munții măcinului, ci pentru a face ceva activități în gospodărie. Și astăzi suntem la partea de prelucrare a lemnului. Lefuiesc niște dulapi să fac câteva băncuțe care se vor așeza foarte frumos în interiorul odăilor. Mesajul de astăzi este că odăile vă așteaptă cu foarte multe lucruri făcute de mânuțele astea două și nu au ca alt scop, bineînțeles în afară de cel practic, decât acela de a vă transmite gândul și ideea că dacă doriți să faceți ceva pentru amenajarea interioară a locuințelor dumneavoastră, puteți să faceți și singuri. Ei bine, putem învăța chiar și în cadrul gospodăriei să facem diverse lucruri în cadrul atelierelor pe care le voi ține în momentul în care vom aduna în grupuri de hobby, să spunem așa, și în scop de relaxare activă. Deci, trece 1 iunie, trece ziua copilului, trec rusaliile, care sunt sărbători destul de grele, să spunem, în popor, și va veni momentul în care vă aștept cu mare drag să facem împreună lucruri frumoase. Deci, iată ce pot face, două mâini dibace, știm cum se spunea pe vremuri și o să vă aștept cu mare, mare interes să ne petrecem timp împreună. Între timp, o să-mi definitivez lucrările și vă spunem pe curând, la revedere!